Radio Tour. Ne îndreptăm spre vestul României și ajungem în județul Bihor. Pornind din Oradea, oraș plin de clădiri de patrimoniu, ne îndreptăm spre una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneoclimaterice din România, Băile Felix. Tot în Bihor, iubitorii speologiei și ai alpinismului vor găsi o ofertă bogată în munții Apuseni. Totodată, aici se organizează multe evenimente care reflectă caracterul multietnic și multicultural al județului. Ghidul nostru, Adrian Dubere, șeful Centrului Național de Promovare și Informare mare turistică din județul Bihor, spune că turiștii străini și români deopotrivă nu trebuie să ocolească Bihorul dacă intenționează să petreacă un sejur în România. O să rămână plăcuți impresionați de obiectivele turistice care le vom întâlni în Oradea, în primul rând Piața Unirii, recent renovată, un stil arhitectural foarte frumos, înconjurat de toate clădirile care sunt în această piațetă, unde vom întâlni și Palatul Vulturul Negru, care este emblematic pentru Art Nouveau, Biserica cu lună care arată și indică fazele lunii, care funcționează după un mecanism vechi de câteva sute de ani. De altfel, mergând în jos pe lângă Sinagoga Zion și asta renovată frumos în ultimii ani, vom ajunge în cetatea Oradea, care este de altfel renovată, șanțul cetății, avem Muzeul Cetății Oradea și tot ce ține de arta și de stilul medieval care au fost în cetatea Oradea. Turistul va fi plăcut impresionat de o grămadă de evenimente care se desfășoară în Oradea, festivalul medieval, zilele recoltei, open music. Am avut și în anii precedenți, și toamna și primăvara, se repetă din nou street food, paleta în jurul parcului 1 decembrie, a piațetei noi, a Vulturului Negru, palatul. Avem puburi, avem cafenele și pentru tineri avem și evenimente care se vor desfășura, de exemplu Oradea Streetball, festivalul de film TIFF, festivalul de film Next, deci de la festivaluri pentru tineri și evenimente până la aș petrece seara în cluburile și în puburile orădene care îi așteaptă cu brațele deschise. Tot în centrul orașului veți găsi frumoasele clădiri ale Teatrului de Stat Oradea și ale Filarmonicii. Aici, în seriile de la sfârșit de săptămână, se dau reprezentații care duc mai departe în timp tradiția culturală a vechii așezări. Muzica rămâne, bineînțeles, universală, în timp ce spectacolele de teatru sunt susținute în limba română și în limba maghiară. Adrian Dubere, șeful Centrului Național de Promovare și Informare Turistică din județul Bihor, ne propune să ieșim din Oradea și să ne îndreptăm spre două stațiuni balneoclimaterice foarte apropiate de oraș. După Oradea, la doar câțiva kilometri, cu mașina, cu un taxi sau cu mijloacele de transport în comun, se poate ajunge ușor în Băile Felix, unde avem centre de tratament la toate nivelele, pentru toate gusturile, pentru toate buzunarele. Și lângă avem și Băile 1 Mai, cu centre de tratament, aquaparcuri în care îți poți petrece un sfârșit de săptămână sau toată săptămâna o sejur la piscină, în aquaparcuri, băile termale care sunt renumite la noi, la Băile Felix. În incinta aquaparcurilor se fac diferite manifestări, gen aqua spuma party sau pentru copii, tot felul de trupe care le fac entertainment-ul în acele aquaparcuri, la fel și pentru părinți, sunt spectacole și tot felul de evenimente realizate în fiecare zonă a Băilor Felix de către operatori în turism. Iată și o ofertă pentru cei care își doresc o vacanță activă. Avem mai multe variante. Dacă dorim drumeții, avem Avenul Befia, lângă Băile 1 Mai, la vreo 2-3 km. Avem zona sălbatică Padiș, pădurea Craiului, unde natura își dezvăluie frumusețile prin peșterile vizibile pe care le avem în zonă, Via Ferata, și toate traseele de trekking care se pot face, ieșiri în natură pentru diferite vârste, cu diferite grade de dificultate. Putem ajunge pentru o zonă mai liniștită, stată de vacanță, Vârtop, unde și iarna ca și vara turistică, sunt familii, sunt tineri, se pot bucura de liniște, de sporturile care se întâmplă în mijlocul naturii, mountain bike, drumeții, cățărări, inclusiv pentru familii, zonă de liniște în care pot de la a gusta mâncarea noastră tradițională și chestii tradiționale care se întâmplă în perioada de vară, avem paletă pentru ca toată lumea și toate vârstele.
Din fericire, spune Adrian Dubere, șeful Centrului Național de Promovare și Informare Turistică din județul Bihor, în această zonă mai există locuri în care meșteșugarii pot fi văzuți lucrând. La Vadul Crișului, unde în curând se va realiza, sunt încă meșterii locali în care pot vedea cum se face arta olăritului, dar va fi un centru de olărit în acea zonă în care, efectiv, pe lângă copii și doritori care vor să învețe, turiștii vor putea încerca arta asta de a face o oală. Mergem mai departe în zona Beiușului, unde avem lăzile de zestre, în care, din păcate, mai avem vreo doi meșteri care încă pot să mai arate turiștilor și această treabă a artei de a face o ladă de zestre. Mai avem vestita vioară cu goarnă, care e specifică zonei Bihorului. De altfel, se poate vedea atelierul, meșterul care lucrează la realizarea vioarei cu goarnă. Avem și un festival al plăcintelor, care totuși este și asta un meșteșug în a realiza bucate tradiționale din cele mai vechi timpuri. Și când ajungeți în Oradea, nu uitați că orice vacanță poate începe de la Centrul de Informare Turistică. Adrian Dubere, șeful centrului. Pe noi ne pot găsi în cursul întregii săptămâni, de luni până duminică, de la orele 9 la 17, pe strada Patrioților, exact lângă Teatru Regina Maria. Noi le putem oferi informații de la atracțiile turistice, cazare, mijloace de transport, ghizi, care ar putea informa chiar despre Oradea, chiar despre natură. Avem și pe parte de cultură, religie. Noi le oferim absolut toate informațiile de care au nevoie, chiar de la zborurile care se operează după aeroportul internațional Oradea pentru cei care vin sau vor să plece pe calea aerului de la noi. Institutul Național de Statistică ne-a relatat și conform cazărilor o creștere a turiștilor și străini și români, dar și noi aici în centru, turiștii care intră la noi zilnic, de luni până duminică, am avut turiști de la Australia, Coreea, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, care sunt vecinii noștri, austrieci, Germania, inclusiv din Olanda. Nu mai vorbim de cei care vin pe calea aerului din Anglia, Spania, Italia. Sunt plăcuți impresionați de cultura noastră, de tradiții, inclusiv de partea asta de oraș, Oradea, istoria, cultura, clădirile. Așadar, diversitate culturală, istorie, frumusețe ale naturii, băi termale, viață de seară și mondenă în orașul Oradea, ospitalitatea bihorenilor, iată ingredientele unei vacanțe reușite.